Situația este îngrijorătoare în județul Mehedinți. Două comune vor intra în carantină. Este vorba despre comuna Braniștea, unde rata de infectare a ajuns la valoarea de 8,79 la mii de locuitori și comuna Burila Mare, unde rata a depășit 6 la mii de locuitori. De astăzi a fost instituită carantinarea comunei Braniștea, acolo unde rata de infectare a ajuns la valoarea de 8,79 la mii de locuitori. De asemenea, tot astăzi se va supune votului Comitetului Județean pentru situații de urgență, măsura ce privește carantina Comunei Burila Mare, acolo unde rata de infectare a depășit valoarea de 6 la 1000 de locuitori. Pe durata stării de carantină, magazinele se vor închide la ora 20, terasele care mai funcționează vor fi închise, iar magazinele pot să primească maximum o persoană la 8 metri pătrați cu respectarea regulilor de sănătate publică. De asemenea, autoritățile au impus restricții în 21 de localități din județul Mehedinci, unde rata de infectare a depășit 1,5 la mm mii de locuitori.